Ne aflăm la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, într-un loc în care se face călărie și se face și hipoterapie. Și vorbim în acest moment cu doamna care se ocupă de micuții care au nevoie de o astfel de terapie. Aș vrea să ne spuneți, am înțeles că pregătiți ceva pentru sărbătorile de iarnă, despre ce este vorba? Aș vrea să vă spun, dar nu foarte multe, pentru că aș vrea să fie o surpriză pentru noi toți, deoarece în afară de ceea ce avem nevoie să pregătim ca festivitate, ceea ce se va desfășura, respectiv reprezentația pe cal, am vrea să fie ceva spontan și ceva nu neapărat foarte pregătit. Ideea este că dorim să facem o mică festivitate de Crăciun pentru copiii care vin la hipoterapie, dar și la echitație, în cadrul căreia să putem arăta ceea ce poate să facă fiecare, ce abilități capătă și ce au învățat în ultima perioadă făcând acest tip de activitate. Cum v-a venit această idee? Să vă spun drept? Da. Ioana este de vină, este o fetiță care are tetrapareză spastică. Ea ne-a dăruit o felicitare de Crăciun, făcută de ea, confecționată de ea, scrisă de ea, cu un pic de ajutor, este adevărat, dar esențial este că acolo există dorința ei de a oferi, iar Ioana este o fetiță care îi place să dăruiască. Și ne-am gândit că nu putem să lăsăm perioada asta de sărbători să treacă fără să organizăm o mică festivitate pentru copii. Vor fi cai, va fi o demonstrație, copiii vor fi invitați să călărească? Da, da, da. O parte dintre ei, timpul nu va permite și nici alte variabile, nu pot permite chiar să urce chiar toți pe cai. Vor fi o parte dintre ei, va dura probabil în jur de o oră. Câți participanți? Sperăm să fie în jur de 40 de copii. Noi așa ne-am gândit că vor fi, probabil. Înțeleg că nu este prima inițiativă de acest gen pe care o aveți și că și în anii trecuți ați mai organizat astfel de manifestări. Da, anul trecut am organizat un concurs de desene, aceeași temă, tema este calul, evident, și relația care se creează alături de acest animal, pentru că aici, dincolo de echitație, se scrie cumva o poveste despre cum acești copii se apropie de, în relație de altă viețuitoare, de felul în care capătă mai multă încredere, de felul în care învață cum să interacționeze, cum să aibă răbdare, cum să, eu știu, înțeleagă mai bine comportamentele calului și în felul acesta află mai multe despre ei înșiși. Pentru că a te urca pe un cal, a învăța să călărești, vorbesc aici de echitație și nu numai, putem vorbi în aceeași termen și de echitația terapeutică, presupune să creezi mai întâi o relație, presupune să cunoști calul, să cunoști comportamentele lui, să înveți despre asta și să înveți despre tine în relație cu calul. Este un animal de cel puțin 500 de kilograme pe care e nevoie să-l conduci la un moment dat, să te asculte, să-ți fie prieten, să creezi o relație. Iar ei, tinerii care fac echitație, învață foarte mult și despre ei. Desenele acestea pe care le-au realizat copiii au fost expuse undeva? Da, da, au fost expuse și premiate. Toate au fost premiate. Au fost cumva niște premii tematice, pentru că unele s-au încadrat pe, eu știu, imaginație, altele pe inocență, altele pe motivație și nu le-am numerotat cu premiul 1, 2, 3 și așa mai departe, ci au fost încadrate în astfel de categorii de premiere, dar toate cele 56 de desene, dacă nu mă înșel, au fost premiate. Am văzut chiar de curând niște desene realizate de un copil care necesită terapie. Și chiar m-a uimit faptul că aveau niște trăsături extraordinare. Cumva ieșite din comun, erau foarte multe semne de circulație acolo și niște culori foarte bine alese. Este și cazul la dumneavoastră? Ați avut asemenea desene mai deosebite? Toate desenele au avut ceva deosebit. Eu n-am să pot uita mai ales pe unul dintre ele, care
reprezintă un căluț și care seamănă cu un morcov. Dar este un căluț și este desenat de un copil care are mai puține abilități în a desena, dar a avut această dorință și această, eu știu, suficientă imaginație să aștearnă pe hârtie așa cum vede el căluțul și așa cum a reușit el să-l reprezinte. Iar asta cred eu că este important. Eu cred că dincolo de orice imperfecțiune sau perfecțiune a vreunui desen de genul acesta sau felicitare sau orice fac copiii în acest sens, ele sunt perfecte. În ce fel îi ajută echitația terapeutică pe acești copii cu probleme de dezvoltare? În general, cele mai multe sau aproape toate aceste afecțiuni, fie că sunt din zona motricității, fie că sunt din, eu știu, zona neuropsihică, au numitori comuni. Și acești numitori comuni ar fi în legătură cu coordonarea, cu echilibrul, cu felul în care își cunosc corpul, spațialitatea, lateralitatea, ei învață de pe cal cum să realizeze anumite jocuri, anumite centre de lucru pe care noi le așezăm personalizat cumva, deși nu prea pare de la distanță, ei par a se juca. Ele sunt personalizate pentru fiecare tip de afecțiune. Spuneam că au niște numitori în comun și că cumva acționează pe toate aceste paliere, pe parte de motricitate, pe parte de atenție, de concentrare, atenție, de focusare, de decizie în acțiune, de pași în acțiune, pentru că există mersul calului, nu? Totul se desfășoară în timp ce calul merge și asta înseamnă etapizarea procesului, da? Copilul învață despre acești timpi, învață să facă acest lucru în timp ce se află pe cal, deci e nevoie să se coordoneze, fiind pe cal, să-și coordoneze mișcările, să-și țină echilibrul, să fie atent la ceea ce are de lucrat și să ating mai multe nevoi de dezvoltare, pentru că, se știe, din nefericire, aceste afecțiuni necesită terapii de întreținere uneori permanente. Iar acest tip de terapie vine în completarea terapiilor din cabinet, unde spațiul este restrâns, într-o încăpere, aici există o altă viziune asupra spațiului, copilul este la o altă înălțime și abordează cumva diferit mediul înconjurător și interacțiunea pe care o are cu mediul și cu oamenii din jur. Este suficient de cunoscut publicului faptul că aici, în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, există posibilitatea să urmeze o astfel de terapie? Și dacă ne puteți spune ce ar trebui să facă un părintele unui copil cu astfel de probleme să ajungă la dumneavoastră să urmeze acest curs de echitație terapeutică? Ei pot veni aici, unde se pot informa la noi, la hipodromul din cadrul complexului, sau ne pot contacta telefonic, sau se pot informa de pe pagina de Facebook. Deci există și astfel de există, pagina. Da, există pagina mea de Facebook, unde într-adevăr nu fac publice anumite detalii de terapie, nu cred că este cazul. Și poate nu este nici permis, dar există căi de comunicare.